O nouă rectificare de buget este propunerea inclusă în proiectul de hotărâre care va fi supus aprobării aleșilor locali în ședința de mâine de la ora 17. Potrivit raportului de specialitate atașat proiectului, se solicită alocarea sumei de 240.000 de lei pentru obiectivul de investiții, documentație tehnică destinată promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul unității administrativ teritoriale Câmpulung. Conform raportului, banii provin din mai multe surse din fondul de rezervă bugetară și din depășirea veniturilor proprii față de prevederea bugetară anuală la anumite categorii de venituri bugetare. În ciuda repetatelor probleme intervenite în timpul derulării ședințelor între cei prezenți fizic în sală și cei implicați prin mediul online, întâlnirea aleșilor locali se va desfășura în ambele variante de comunicare.